Pentru că toți când stau de vorbă pe la colțuri, pe la rutiere, pe la piață, toți se indignați la culme că se duce spitalul și am să facem. Dar eu vă spun ce ar să facem dacă ar să duc spitalul la Cimișlea. Noi dacă se duce spitalul la Cimișlea, ar să duc cum s-a dus județul, în județ s-a dus raionul, ar să duc tot utilajul tipa la Hâncești, la spitalul regional, acolo utilajul n-ar să ajungă, peste jumătate de an o an, tot utilajul ăsta va fi în localele care sunt reparate, cheltuiți o grămadă bani publici și va fi spitalul ăsta dat sub vândut pe copiești și cu utilajul care iese acum recent în spital va fi privat. Și atunci, pentru a se lecui omul, ar fi nevoie să treacă pe aparatul de casă. Și ai să dai casa că să te lecuiești sau ai să duci la cimitir deodată, fără să mai ajungi la spitalul și la privat. Deși lumea nu înțelege chestia asta. Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg populația asta a noastră. Pe urmă un minut, eu intern și pe urmă întrebări. Deși la noi se duce, mult telecomul s-a dus. S-a dus Union Fenoza tot la Comrat. Se duce inspectorat fiscal la Comrat. Nou de grabă ar să ne deschidă un sediu la un guvernator din Comrat, un găgăuz, cum a fost turcii înainte, așa ar să fie un guvernator din Comrat aici la Cimișlea. Și fost la Găgăuș, li făcut așa. Găgăușul era și toți în fața guvernului, nu la dânșii, la primărie, dar era să fie în fața guvernului. Deși lumea la noi e așa. Cine suntem așa de pasivi? După cum suntem noi, înseamnă că ne merităm destinul. Načelnici de la primărie, eu pot să vă spun unde e primarul și el nu știu. Primarul e la Bruxelles sau la Strasbourg. E chemat la adunarea parlamentară. Acolo are problemele. Dar viceprimarii nu știu unde sunt. Și eu au adunare, spun din primărie. Eu pot să vă spun despre consilieri raionali și când spitalul este în gestiunea Consiliului Raional. Eu ieri a fost care au văzut, care nu au văzut, să vă uitați pe Facebook, este ora locală. Am fost la ora locală special pentru că să invit lumea să vină azi la meeting-ul ăsta de protest. Și am invitat președintele.